Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Ordinea de Zi. O zi incendiară ca oricare, evenimente foarte multe în desfășurare. De fapt, cum v-ați obișnuit în ultimile săptămâni, 2015 nu face așa cum s-a terminat 2014, așa începe 2015, acțiuni în forță ale procurorilor, procese la în alta curte sau alte instanțe, lucrurile se întâmplă în continuare și uh, uh, procurorii încep să ajungă în zone în care poate fi adevărată acea idee pe care a lansat-o președintele, părerea mea că nefericit a lansat un spațiu public, că DNA ar putea cu, uh, reașeza cumva plasa politică. Așa cum l-au corectat unii politicieni mai cu experiență decât uh, președintele în funcție, cred că cea mai bună idee ar fi ca această reformă a clasei politice să nu o facă de ul și să o facă uh, partidele și bineînțeles uh, uh, bineînțeles alegătorii, deci la urne. Primul lucru cu care începem și normal pe undeva a așteptat uh, deci, practic, n-am fost cu suspans. Astăzi numai ziariștii au fost foarte mulți la Parlament. Elena Udrea a mers să susțină cauza, cerând doar urmărire penală, nu și posibilitatea de a fi arestată. N-a băgat-o nimeni în seamă. Din nou, foarte de așteptat asemenea situație. Însă, vreau să vă spun că... Uh, situația este mai ciudată. Elena Udrea a spus unele lucruri la nivelul Parlamentului, lucruri pe care, să spunem așa, nu cad bine unor politicieni de data aceasta, nici șefului DNA, Laura Coduța Chioveși, și începe, se conturează deja, începe să contureze o Elena Udrea victima sistemului. Un martir pe cu ghilimele de rigoare pentru cauze juridice și să știți că la românii aceea de a te victimiza prinde din ce în ce mai mult și să știți că la un moment dat va prinde și în cazul Elena Udrea. Nu este cazul acum, dar faptul că uh, DNA-ul face eforturi de acestea supraomenești, cere cât are, vreo 4-5 mandate de urmărire, 4-5 mandate de arestare, și deocamdată Elena Udrea este un arest la domiciliu, spune foarte multe. Rămân la părerea că DNA-ul nu are interese foarte mari ca Elena Udrea să ajungă din nou după gratii, la nivel de logică. Ce ați mai auzit de Elena Udrea în ultima săptămână? În afară că este acasă, reținută la domiciliu. Practic, declarațiile ei au fost extrem de limitate datorită faptului că a fost pusă în libertate cu, în urmă cu câteva zile. În libertate, vorba bine. Deci a fost uh, pusă la păstrare acasă. Dar cu condiția aceea că dacă le încalcă, automat ajunge după gratis. Și Elena Udrea le-a respectat. Ce a spus la un moment dat ziariștilor... Ion Cristoiu și uh, încă unui ziarist de la uh, B1 TV a fost uh, Cătălin Striblea a fost chestia că uh, să citească din jurnalul ei despre o anumită problemă. Uh, în aceste condiții, în momentul când o pui după gratis și ea poate lua legătura cu avocatul și ea, pentru că asta e legea din în România și peste tot, ea va putea spune lucruri mult mai interesante de după gratis. Și așa a spus câte ceva sub cupola Parlamentului, bazându-se pe o declarație, orice parlamentar poate face declarații în acest sens. Bineînțeles că poate o să ne trezim cu CSM-ul, inspecția judiciară, că a fost lezată justiția, bla, bla, bla. De ce spun asta? Foarte simplu. Ne-a spus Elena Udrea în urmă cu vreo săptămână și ceva că marți ies? Așa s-a întâmplat. Cum s-a întâm întâmplat asta e de discutat. Poate e o legătură, că știți și dumneavoastră, judecătorii sunt și ei oameni și au fost numiți de cineva și au anumite legături sau anumite slăbiciuni și tot așa. Deci cazul Elena Udrea e departe de a se lămuri. Iar în continuare, dacă nu vin și celelalte dovezi, doar denunțurile, nu țin foarte mult uh, să o facă mai vinovată pe Elena Udrea. Și vă spun doar de o simplă chestie. Cei care au declarat ceva împotriva Elenei Udrea sunt, bine mersi, în libertate. Inclusiv Dorin Cocoș, fostul ei soț. În cazul lui Gheorghe Ștefan Pinalti cu anumite probleme medicale, a dat și el declarații și dă, dar care n-a dat la, de Elena Udrea, ce se întâmplă? Deocamdată e tot după Grati. Asta ar fi și suficient ca să putem dovedi ceva. Dar acesta, în continuare, spun și am văzut poziția aceasta, este și la ziariștii din presa centrală, la unii din ei, cei cu coloană vertebrară, nu mi se pare deloc în regulă, ca această cascadă de denunțuri, adică tu uh, ai făcut cu mine, mi-ai dat șpagă, să zicem, da? Tu ai dat șpagă, nu pățești nimic dacă declar, băi, i-am dat șpagă astuia ca să-mi dea ceva. Deci, ai avut odată avantajul, patron de firmă, politician, orice, avantajul pentru care ai dat șpagă, că trebuia să fie un avantaj creat, funcție sau orice altceva, iar după aceea, acum câștige al doilea avantaj, în sensul că ție nu se mai întâmplă nimic, păstre și averea chiar, iar ăla care îl denunți tu, rămâne la mititica. Bine, că au avut grijă să declare și ăia la rândul lor și v-am spus, eu ne ducem la carul pe un. Legislația din România nu cred că e cea mai bună în această direcție. Deci, ca și concluzie, Elena Udrea poate fi arestată în orice moment, dar... Uh, cum să vă zic nu cred încă o dată cred că mai degrabă îi pui așa uh, lacăt la gură ținând-o în libertate în uh, arest la domiciliu decât să o ții după grati. ca să nu vă mai spun pentru că a pus deci a avut curaj să spună și condițiile din arest și toate celelalte uh, condiții pe care le-au înfruntat de la Gigi Becali o odinioară, până la toți ceilalți care, Devideanu, Alina Bica și toți, Coco și toți ceilalți, ea spune lucruri pe nume, a încercat să și rezolve și, surpriză, cei de la uh, penitenciare au auzit, au anunțat că vor extinde uh, instituția respectivă, că sunt prea mulți arestați. Bine, vreau să vă spun că am văzut... Uh, o declarație a șefului penitenciarilor, acum câteva zile, care, pf, cum să vă spun, ar fi, da, am putea să spun, dar să, cu riscul de a leza anumite astea, arată limba unui anumit domeniu. În sensul, adică, ne, bă, în imaginația publicul un domeniu în care arată că nu prea ai multă minte, trebuie altceva pentru domeniul respectiv. Adică dânsul spune, nu, a spus Elena Udrea că nu știu ce, oricum dacă vrea să facă o donație, nu face pentru asta, pentru celul ei. De acord, i-a spus-o ca o variantă. Și ideea era că se pot atrage, mai ales că acum ai oameni potenți, hai domnule să facem tot. Are, restul de la cercetări penale să-l aducem în secolul 21. Care era problema dacă tu n-ai banii necesari pentru asta? Sau dacă i-ai și ești dobit, ok, e altă treabă. Dar dacă nu i-ai și ți s-a făcut oferta, bun, sponsor, nu trebuie să-i faci celula Elenei Udrea sau lui Cocoa sau lui nu știu cine. Nu. Faci tot arestul, că nu ți-a spus nimeni că faci doar camera respectivă. Deci nu văd care ar fi fost problema. Și să știți că se practică și prin alte țări, Bine, dacă sunt și închisori particulare cu anumite condiții, asta e altă treabă. Dar sunt și variante acolo, deci cei care ajung la un moment dat într-o situație dificilă de acest gen, sponsorizează și nu neapărat, deci pentru toți crește nivelul de confort. Dar stau și mă întreb că tot am adus vorba de becalii colateral. Se mai pentru ce e de fapt becalii în închisoare? că a prins un hos care îi furase mașina. Sau că a schimbat niște terenuri cu armata, dar de fapt a dat tot prejudiciul înapoi? Pe dacă ne uităm acum, Becali e mic copil față de cei care sunt purtați acum pe la cercetări penale. Dar cu toate acestea, Becali stă acolo la închisoare, în timp ce ceilalți se învârt, fac ce fac, vor fi cercetați în continuare, Până vor fi trimiși în judecată, va mai dura luni de zile, pentru că vor avea să mai declare, nu? Și dacă mai declare, mai se duc câteva luni și tot așa. După aceea urmează procesul. Și fiind foarte multe procese în România, automat procesul se va duce câțiva ani, cu toate, să zicem, etapele lui, și abia apoi vom avea, probabil că termină uh, Claus Iohannis primul mandat și nu avem sentință definitivă. Bine. Asta dacă se merge normal. Normal în anormalitate, în sensul că normal în România cam asta înseamnă, nu că ar fi normal să fie așa. E, sunt și dosare care merg atât de repede și se dau și condamnări cu atât de mare iuțeală, ceea ce eu le suspectez că nu prea merg, nu prea merg pe direcția respectivă. Luați cazul Voiculescu, că tot se vorbește de el pe diverse adică diverse trusturi îl tot ridică, sau și alte cazuri în care s-a mers cu viteză mare, cel puțin într-o anumită perioadă, nu s-a mai ținut cont de nimic. Probabil că vei să comand. Deci, ce vreau să vă spun apropo de justiție, scandalul Elena Udrea, la acest moment, pentru justiția din România, nu este un avantaj. Și de ce nu este un avantaj? Pentru că s-a ridicat un mare semn de întrebare asupra acestor cereri în avalan și nu înseamnă că o crede cineva nevinovată pe Elena Udrea. Niciun caz. Dar au victimizat-o și continuă să o victimizeze. Și cu asta am spus totuși și am, am terminat acest uh, subiect, chiar dacă pe televiziune centrale ați văzut că e permanent vorba de, de acest uh, uh, subiect. Uh, mergem, uh, Mergem mai departe. Spuneam de subiectele zilei sau sub, foarte, multe, foarte multe subiecte care le putem trata în, în, această, în această zi și ne vom opri înainte de a trata subiectul zilei care cum bănuiați se referă din nou la situația din complexul energetic Oltenia. E prima pagină de fiecare ziua. Vreau să... Vreau să vă spun... Să vorbim despre un subiect politic de data aceasta. Un subiect care s-ar putea să se traducă și în, și în alte domenii. Deci eu n de că unul dintre partide poate fi absolvit de acest lucru. Dar aș mai vrea să vă spun o chestie. Toți toate cazurile acestea, Microsoft sau ea de azi, dacă se va ajunge la el pentru că eu am mari dubii, sau alte dosare, nu vizează, asta nu înseamnă că politicienii respectiv nu s-au îmbogățit din aceste contracte. Dar șpaga aceea mare de care se vorbește s-a dus spre finanțarea partidului. clar, finanțarea fostului PDL este pe rol și n-aș băga mâna în foc și la celelalte partide n-a fost la fel sau n-a fost bine de alte dimensiuni. Că una e să fii la guvernare, să ai toate pârghile, să vinzi prin hotărâre de guvern, contrașpagă, nu știu ce avantaje, și alta e să fii în opoziție și să te rogi de ăla care te poate ajuta cumva. Uh, jurnaliștii de la România TV au intrat în poziția denunțului făcut de Dorin Cocoș în fața procurorilor DNA legat de finanțarea ilegală a campaniilor electorale ale PDL din 2009. Uh, așa că deci, apropo de Dorin Cocoș că spuneam, îi dă o puternică lovitură chiar fostei sale soții Elena Udrea, deși până acum se vorbea că fosta șefa PMP ar fi fost protejată în denunțurile făcute de afacerist. Cocoș le-ar fi transmis procurorul că ar fi cumpărat un hotel din banii de șpagă împreună cu Elena Udrea. Am luat cu Udrea un hotel din șpăgile primite. Și mai spune, atenție, Cocoș a fost crezut de moment ce a plecat acasă, foarte, foarte important. Și, apropo de viața politică din România, să știți că efectul alegerilor prezidențiale și nu doar, uh, un sondaj, un prim sondaj din 2015 realizat de Inscop research, research la comanda celor de la adevărul a fost dat publicității. Uh, astfel, uh, Noul PNL care are 44% este urmat de Alianța PSD-UNPR-PC cu 37%, Uniunea Democrată a Maghiarilor cu 5%, Partidul Mișcarea Populară cu 4%, Partidul Liberal-Reformator Liberal Reformator cu 3,3%, Partidul Popular de Anel care ajunge la minimul istoric de 1,4% și celelalte, România Mare și de și celelalte sub 1%. Păi dacă adunăm uh, 37 cu 3 vine vreo 40% da? pe alianța actuală. Dacă punem 44 dar în marja de eroare plus minus 3% cum e orice sondaj. Deci nu cred că s-au schimbat foarte mult lucrurile decât o anumită uh, emoție și faptul că alianța are președintele la momentul acesta în funcție. Bun. Trecând și peste acest uh, sondaj, <coughs> trebuie spus însă din acest sondaj altceva ne-a atras atenția și e bine să discutăm. Uh, sunt uh, 25% dintre români, peste 25, aproape 26%, ar vota un nou partid dacă acesta ar fi înființat. Și atenție, 24% sunt nehotărâți. Practic, viața politică românească se rezumă la 38% din populație care spun că n-ar vota un partid nou înființat. Este foarte, este foarte important... Este foarte important pentru că asta înseamnă că viața politică românească evoluează între niște parametri extrem, extrem de slabi. Uh, și apropo de finanțare, iată cum, pentru că știți, vă spuneam, toți politicienii ăștia sau majoritatea de care sunt închetați acum au o problemă din cauza finanțării partidelor lor. Și ce crede populația? Și atenție că barometru este extrem de, de corect. Deci cât la din totalul populației? Partidele ar trebui finanțate atât de la buget, cât și din surse private, donații, sponsorizări. Spun, sunt de acord cu asta, 69,8%, deci 70%, două treimi din populație merg pe această variantă. Partidele trebuie finanțate exclusiv de la buget doar 12,4%, mi se pare și așa mult, și vreo 20% nu prea votează. Ce vreau să vă spun? În momentul când spui că finanțezi ceva de la buget, astăzi în România, toată lumea spune nu, fără probleme. Faptul că 12% spun că ar merge să fie finanțat de la buget, vă spuneam o cifră mare. E, și ajungem la. Uh, uh, mergând mai departe, cum spuneam, mai interesantă uh, soluția. Față de următoarele propunere ale partidelor opoze sau teme de interes la nivelul societății. Adoptarea votului prin corespondență pentru cetățenii români în străinătate ar atrage în momentul de față 70% sau aproape 71, 70,9% dintre români din țară spun da, domnule, să le dăm votul prin corespondență. Revenirea la votul pe listă în locul votului uninominal la legele parlamentare atrage uh, sprijinul. La 54% dintre români. Și atenție că aici e o mare problemă, și o problemă de care guvernul național nu până acum, de, deși guvernul teoretic este social-democrat. Impozitarea sau taxarea suplimentară a persoanelor care au averi foarte mari. 86% dintre români spun că e corectă o asemenea idee. N-am văzut-o, vă spuneam, s-a tot dorit cu propria cu ceva, dar foarte slab, deși, atenție, avem parte de, la momentul de față, de o coaliție guvernamentală de centru stânga, iar, bineînțeles, nu văd o coaliție de dreapta care s-ar crea, să zicem, într-un orizont de timp, nu cred că ar fi... ar putea încuraja o asemenea idee, deși, atenție, E vorba de 86% din, din populație care dorește acest lucru. Faza este, apropo, nu întâmplător v-am cerut, uh, uh, nu întâmplător v-am cerut, v-am dat aceste cifre, pentru că această cifră cu impozitarea, revenirea la votul pe listă, chiar cu votul, uh, cu un partid nou înființat și cu doar 38% pentru partidele actuale, mie mi-arată un lucru. Nu prea bate una cu alta. Nu prea bate una cu alta. Deci, corelațiile sunt făcute matematic, dar nu și logic. Și vă dau o simplă. o simplă paralelă, dacă vreți. Um, Vă dați seama că acest sondaj care a fost, apare dinspre trustul adevărul, care are o anumită orientare politică, nu spunem noi care, trebuie să avantajeze pe unii. În momentul când spui că doar 38% dintre români mai cred în partide și de acolo se împart 44 cu unii, 37 cu 3, 40% cu alții și etică, Asta înseamnă, deci din 38% din persoanele cu drept de vot și noi nu mai putem să le luăm pe le 18 milioane de care votăm. Așa? Deci mergem cu drept de vot undeva la 15 milioane. Jumătate din cele 15 milioane ar fi vreo 7 milioane. Deci vreo 6 milioane de români Cam astea sunt voturile per total, atenție, care ar mai merge pe partide, că e PNL-ul, că e PSD-ul sau ceva de genul ăsta. Deci, atenție! Restul, de la 6 milioane la să zicem câți au fost la vot, 11-12 milioane câți au fost la, la ultimile alegeri, asta înseamnă că avem o clasă politică dezavuată de către cetățeni. Mă opresc aici cu acest subiect pentru că am mai putea discuta despre el. Dar nu știu cât e relevant, e doar primul sondaj care s-ar putea încadra, și mă tem că așa se și întâmplă, într-un anumit stil de propagandă care trebuie să justifice anumite lucruri care se vor întâmpla în politica românească în perioada următoare. Promiteam prietenilor de pe Facebook că voi aborda din nou uh, situația din ceo. Astăzi s-a întâmplat un lucru foarte important. Cele două federații mari care au luptat în ultimile trei săptămâni au organizat meeting urile acelea din piața prefecturii. E vorba de FNME și cei de la Univers. Au anunțat că deocamdată nu mai fac meeting de joi, urmând ca săptămâna aceasta se concentreze pe negocieri, pentru că, dacă nu pe 28, se pierd foarte multe. Deci, pe 19 a încetat contractul colectiv, merge până la finalul lunii, dar după aceea se pierd unele drepturi colective, rămân numai cele pe contractul individual. Părerea mea e că e o decizie înțeleaptă, că se întoarce toată lumea la negocieri și, pe surse spun, cred că conducerea uh, CO. E mai maleabilă, deși, atenție, ce o e într-o situație limită. Și cred că ar trebui să țină cont de asta și minerii în perioada următoare. Tocmai de asta am abordat din nou acest subiect. Și vă spun asta pentru că uh, avem niște informații, unele prezentate chiar astăzi la un uh, seminar despre industria energetică românească. România trebuie să închidă până în 2018 toate capacitățile energetice neprofitabile, iar autorităților românele va fi dificil să convingă Uniunea Europeană că nu încearcă să eludeze regulile, întrucât au o credibilitate redusă, potrivit președintelui Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu. Spune el: "Tot ce este neprofitabil trebuie să închidem până în 2018, anul limită până la care se pot acorda subvenții" Am încheiat citatul. Acesta a menționat pierderile de un miliard de euro înregistrate anul trecut de complexul energetic Hunedoara. Un miliard de euro care pot fi considerate ajutor de stat. Păi da, dacă întreprinderea asta, după pierderile astea uriașe, merge în continuare, dă salarii, automat, da, e ajutor de stat. Cităm tot din același oficial. Credibilitatea noastră este destul de redusă, trecutul nu ne avantajează deloc. Trebuie să convingem că soluțiile noastre au o logică economică și nu sunt un mod de a eluda regulile lor. Nu va fi ușor să-i convingem că avem nevoie de o capacitate care produce electricitate la 300 și ceva de lei când prețul energiei este de 100 și ceva de lei, a adăugat același chirițoi. Ministrul Energiei, Andrei Gerea, care a fost și el la summitul ținut de ziarul financiar, a declarat că statul încearcă să salveze de la faliment complexul energetic Oltenia și Unedoara aflat într-o situație dificilă. Potrivit lui Gerea, deși este esențial pentru securitatea sistemului energetic național, complexul energetic Unedoara este necompetitiv și nu poate face față cerințelor economiei de piață. Cu un miliard pierderi, normal. Acum vreau să vă spun un lucru. În primul rând, cred că la nivel de guvern este o atitudine păguboasă în a pune complexul energetic Hunedoara și complexul energetic Oltenia în aceeași oală. Situațiile sunt diametral opuse. Complexul energetic Oltenia este pe linia de plutire. Nu primește subvenții. N-a primit subvenții în ultimii ani. La Hunedoara este altceva și la pierde de un miliard ei nu aveau cum să funcționeze. Problema care se pune la complexul energetic Oltenia, este și una de management. Uh, Poți să mă înjure unii, de regulă să știți că, și cu ocazia asta îmi verificam și uh, SMS-urile, uh, vreau să vă spun că primesc în câte o seară foarte multe SMS-uri, mă fură subiectele și uite multe ori să le verific sau le verific după emisiune. Dar, în general, oamenii să știți că înțeleg situația și cred că unii din afara complexului înțeleg situația mai bine decât cei din complex. Uh, situația este următoarea, apoi vorbim și de circumstanțele actuale. Situația este următoare. orice întreprindere din țara asta, într-o țară în care femeiu te supraveghează și e normal să o facă, deci e normal în România să o facă, nu că ar fi... Deci, din fe cu femei, un să ajunge niciodată la creștere economică sau să ieși din criză. Asta e clar. Nu s-a întâmplat niciune în lume, așa că nu văd eu de ce românii ar fi mai deosebiți. Bun. Orice întreprindere trebuie să producă ceva, să vândă și din ce produce să-și plătească salariații, materia primă și toate celelalte. Ori, Complexul energetic Oltenia are un număr de salariați foarte mare, încă sunt 19.000, o să se mai reducă acum când e martie, dar deocamdată sunt 19.000. Iar producția a scăzut contact, uh, constant. Nu numai că producția a scăzut conta, uh, constant, dar și ce ai vândut s-a vândut la alte prețuri mult mai mici. A, de ce s-au făcut prețurile mici? Foarte simplu. A apărut concurența foarte mare pe piață, acele, uh, să spunem, uh, energia aceea Neconvențională, care a produs, a pus, a pus mare presiune pe giganții acești economici, inclusiv hidroelectrica, inclusiv atomoelectrica și, bineînțeles, prețurile și huila și prețurile au scăzut. Pentru cetățeni, lucru ar fi trebuit să se traducă în prețuri mult mai mici la energie. Deci, noi plătim la fel de mult oricare dintre noi, ca și cetățeni, în schimb, energia se cumpără de la producători cu prețuri tot mai mici. Adică, băieții deștepți de care se lăuda Băsescu la un moment dat că luptă cu ei și Videanu și alții, sau s-au lăudat atenția acum doi ani și Ponta și toți ceilalți, sunt tot acolo, numai că și-au mutat cumva, au devenit afaceri mai elevate. Bun. Acum, Venind la situația din complexul energetic Oltenia, primul lucru pe care, să spune așa, vestea bună pentru miile de salariați, nu și pentru Laurențiu Ciurel, Gerea a spus ceva de genul și a trimis control la Târgu și a mai spus un lucru, că nu-i bătut în cuie chiar dacă e manager privat, adică la noi managerul privat nu știm că, deci a fost el ales ca manager privat, dar nu prea e manager privat. Uh, și ar mai fi o chestie, tot am văzut astăzi anunțuri că MIM, PRESTU, MED, SERVU, UEFU fac acum selecție de me pentru managerul privat și anu angajează firme, le plătesc bine ca să găsească un manager privat. Păi stați puțin. Dacă, fa dacă se întâmplă ca și în cazul CO-ului, în care am dat o căruță de bani ca să ne aducă pe Laurențiu Ciurel, care era cu sprijin politic, n-am făcut nimic. Deci, mi se pare mai corect să îți spui, sau managerul general, care o fie el sau care este, să-și pună oamenii în cele trei structuri prestatoare, care sunt cu capital majoritar CO, decât să dăm banii aiurea pe nu știu ce firme private ca să ne facă selecția, să ne aducă pe cine știe, dar pe tot pe aia care îi știm noi. Deci ce rost are să mai dăm bani? Bun, ne întoarcem. Și spunea că nu-i bătut în cuie și că ar putea fi schimbat în urma rezultatelor. Conform contractului, eu zic că dacă îl schimbăm pe Ciurel, trebuie să dăm niște bani foarte mulți. Gluma cu 100.000 de euro care ar trebui plătiți e o glumă. Din ce am auzit eu, contractul acela făcut de Laurențiu Ciurel înseamnă câteva milioane, minim un milion, dar cred că e mai mult, dacă în caz că el va fi schimbat în interiorul acestui mandat din motive imputabile, adică de, fără să fie fost motive imputabile. Din fericire pentru noi, din nefericire pentru Ciurel, eu zic că motivele imputabile au fost găsite. Sunt Ziarici din Gorș care au investigat în ultima perioadă, și aici remarc pe colegii de la Panduru, foarte multă activitatea din, din complexul energetic Oltenia și au descoperit diverse ciudățenii. Ciudățenii care ar fi penale dacă să spunem așa după ce trece corpul de control al ministrului economiei energiei, ori să vină și organele de anchetă clar, pentru complexul energetic Oltenia, anul 2014 a fost un an prost. În sensul că sunt pierderi foarte mari. Uh, și în același timp sunt decizii manageriale foarte proaste. Una din ele este, cum știți, deja am mai vorbit de ea și a avut toată presa, se referă la acel contract pentru livrarea a 1,2 milioane de tone de lignit în uh, Serbia, un contract care ridică mari semne de întrebare. De ce ridică mari semne de întrebare? Foarte simplu. Mai întâi, există suficiente informații uh, care arată că Complexul Energetic Oltenia Putea să participe la o licitație în Serbia sau să facă un fel de. în aso asociație cu, alt, cu firme din, din Serbia, putea să participe și să obțină un preț mai bun decât cele 13 sau cei 13 euro pe tona de lignit. adică undeva la 58-59 de lei pe tonă. Bun până aici. Justificarea care vine din partea complexului este aceea că nu se putea să participe într-un consorțiu, să spunem, la această licitație. Dintr-un motiv pe care mie mi se pare, să spunem așa, i s-a părut că e ceva suspect cu firma respectivă și mai bine n-au participat. Iar după aceea, contractul a venit printr-o altă. Cu altă firmă. Bun, problema este uh, și efectiva prețului. Cei de la complexul energetic oltenii au și motive să spună, da domne, noi nu aveam cum să ne ducem pentru că trebuia să asigurăm transport, să traversezi prin două țări, uh, diverse licențe, diverse nu știu ce și noi nu avem capacitate. E, problema e că la cât juri și câți, cât personal te să ai de stă degeaba, cred că n-ar fi fost o problemă să faci o echipă pe chestia asta. Dar să acceptăm varianta asta. Și au zis, da domne, mai bine dăm pe producția finală, deci ne dă 13 euro și ne încadrăm. Ne încadrăm sau nu? Dacă luăm raportat la bugetul de venituri și cheltuieli de anul trecut, e clar că nu se încadrează. A costat vreo 65 de lei tona și teoretic acum, deci ea se vinde la 58-59. Dacă ne luăm după bugetul actual, deci ce în, înseamnă după 1 ianuarie, e previzionat un 50,7 și se face undeva la 56-57. Deci e pe limita de rentabilitate. Bun. Faza e, și acum n-am înțeles... Uh, Bun, complexul energetic se apără extrem de prost, adică de parcă ar avea ceva de ascuns. Și lucru care mă face să cred că ceva nu e în regulă cu acest contract de te apere atât de prost. Adică, în momentul când tu ești acuzat de aceste lucruri, tu ar trebui să vii să, să spui, mă frate, eu nu vând energie, da? Mie mi îmi trebuie bani vând cărbunele ăsta și chiar dacă să spunem așa, îl vând chiar la limită, pe ansamblu sunt niște bani de intră și mă, mă lasă să funcționez de la o zi la alta, de la o lună la alta. Dacă vrei să te aperi. Dacă tu o dai așa la întors, nu mai știe lumea ce să creadă. Deci, cei care fac acest au văzut oportunitatea, au participat la licitație și au câștigat-o pentru, pentru Serbia. Sunt niște firme legate cumva de cei de ce, care au dat unul la Sider ca călăraș și, sau alte, deci mafioții din Lotul Băhăianu și alte chestii. Deci personaje controversate. Asta mă face să cred că cei din conducerea ceO au știut câte ceva sau a venit un ordin. Deci, ca, bă, faceți contractul ăsta. Deci, organele de anchetă poate o să ne lămurească. Dar, până la urmă, acum e de discutat. Pentru că, dacă țineți minte, cu anii în urmă a mai fost un export, s-a încercat un export de energie. Și tot așa, Videanu, Ionel Manțoc și ceilalți care s-au ocupat de acel contract, au fost arătați cu degetul, deși, atenție, se vindea pe rentabilitate, cel puțin la prețul se vindea atunci, acum ar fi de super rentabilitate. Bine, erau alte prețuri atunci. Faza este că nu s-a ajuns niciodată la un, la un final să ne lămurim. Ce putem face cu acest complex? E clar, nu putem exporta energie pentru că nu ține nici infrastructura, sunt mai multe altele. Sau dacă e să vindem, vindem tot prin intermediul băieților deștepți. De fapt și acum facem la fel. Acest contract este pentru băieții ăștia deștepți care au știut să se ducă la licitație în Serbia să aranjeze. Noi n-am fost în stare, deși ne-au chemat și ministrul de acolo, s-a discutat cu ministrul nostru de era la energie, dar contractul s-a făcut fără. Încep să cred acum că nu întâmplătoare a fost uh, schimbarea în decembrie a lui Răzvan Nicolescu, fostul ministru al energiei, cel care a aranjat acest contract încă din septembrie 2014 cu Alexandru Antici, ministru din Serbia. De ce uh, nu s-au mai dus ce o la licitație, deși, atenție, 19 octombrie 2014, Daniel Antoni, actual... Directorul al Diviziei Miniere spunea că se va merge la o, la o licitație organizată de Ministerul Energiei și Mineritului din Serbia pentru livrarea a 2 milioane de tone de lignit, și că a fost invitată la licitație, iar rămâne o mare enigmă. Da, vă spun, iar pe 19 noiembrie a fost semnat contractul cu Serbia. Și atenție, vreau să vă spun că a fost o secretomanie fantastică de nu s-a știut uh, nici firma cu care să încheia, nici prețul, nici ăsta. Deci, abia în ianuarie a izbunit chestia asta. de deci s-a putut ține un secret în CEO, foarte important, că nu se prea țin secretele în CEO, din nefericire pentru întreprinderea respectivă, s-a ținut o lună, două, acest contract. Semn că ceva scârție la acest, la acest contract. Rămâne să, ne, să vedem acum... Uh, ce se va întâmpla uh, cu, după control, dacă e ok uh, cu această conducere, dar este clar că co nu este pe o direcție bună. În mod normal, situația din CO ar trebui să fie regândită la nivelul Ministerului de Resort. Și cred că cea mai bună variantă ar fi o schimbare a conducerii. Adică, e greu să mai crezi într-un manager care s-a compromis cu diverse chestii, și politice, mai ales. Pe de altă parte, minerii, energeticienii, vor trebui să. și cred că liderii de sindicat ar trebui să le spună exact care e realitatea sau să meargă că conducătorii, directorii aceștia, să meargă să vorbească cu oamenii. Da, exact. Pentru că la acest moment, cred că foarte mulți oameni simpli, ăia care țin de fapt ce o linia de plutire, nu știu situația exactă. Și acum vine de fapt lucru cel mai dureros. La acest moment, complexul energetic Oltenia riscă insolvența. Nu vă spun lucruri noi, cei din companie, cei din CEO discută de câteva săptămâni, de câteva luni vorbesc de insolvență și cred că în condițiile în care la Severin nu mai e nevoie de cărbune, după descentralizare CEO nu va mai livra cărbune nici spre uh, Vâlcea, deja prin țară unde mai erau beneficiari au cam trecut pe alte soluții, Energia de la CO nu se caută decât în cantități foarte mici, cred că se va pune și o asemenea problemă. Cum va fi? Iată, hidroelectrica, după o insolvență prelungită, a ieșit foarte bine. Cum va fi situația CO-ului, rămâne de discutat. Am văzut o teorie. Lansată de Constantin Crețan, lider din Federația Univers, lider sindical, care spunea că se încearcă la acest moment preluarea pe bani puțini a activelor CO. La acest moment nu mi se pare posibil, dar poate fi o teorie în sensul să o facem din întreprinderea din ce în ce mai neatractivă pentru unii pe cifre dar să fie cumpărate pe mai nimic de alții. Și apoi, dintr-o dată, gen sidex și celelalte, ia să meargă. Pentru oamenii din Gorj, orică e patron statul, orică e patron o firmă privată, n-ar fi o problemă atât timp cât s-ar păstra locurile de muncă și veniturile ar fi cel puțin, puțin mai mari decât sunt acum. Dar dacă vii cu concedieri masive, iar o firmă privată îți oferă în general salarii foarte mici. Salariile celebre din acea firmă privată care este în momentul de față în insolvență, trustul succes, salariile minime pe economie, n or să prindă în acest domeniu și nu ajută cu nimic gorj. Dar problema este că, dacă se face o asemenea învârteală, sau să zic așa să știm și noi despre ce este vorba și la ce ne așteaptă. Altfel, altfel, va fi vai și amar în gorș, iar cei care girează politic că sunt actualii guvernanți, că vor fi alți guvernanți, problema din CEO este o problemă care se controlează foarte greu. Și mai e o problemă. Bun, actualul că s-a strigat în piață, jos Ponta, jos Ciurel, jos nu știu ce, jos guvern. Ar fi de așteptat să vedem din partea cealaltă, de exemplu din partea PNL care are specialiști recunoscuți în domeniu și care unii dintre ei s-au aflat la conducerea entităților din, din actualul CO cu ani în urmă, să vină și cu soluții. Să vedem care e soluția pentru CO, care e soluția pentru alte active energetice. Pentru că România trebuie să treacă de anul 2018 cu capacitățile energetice. Așa cum le avem noi, în momentul de față, capacitatea de energie, România este independentă din punct de vedere energetic. Nu avem nevoie să importăm. Ba, din contră, am putea exporta dacă am avea cum. E. Aici. E marea problemă, și cred că aici ar trebui să lămurim anumite lucruri, și din diverse motive nu o facem. De asta nu avem nici acea strategie de care se vorbește: strategie energetică foarte așteptată în România. Din păcate, nu s-a făcut nimic pentru, pentru ea și așteptăm de la un an. La altul să vedem strategia, să vedem ce vom face. Mergem, ne întoarcem, să spunem așa, la partea politică, dar rămânem tot în îngorj, unde de ceva vreme e un. adică de ceva vreme, de la alegeri cel puțin, e un conflict pe viață și pe moarte între cei doi lideri, cei doi copreședinți PNL de o parte senatorul Dian Popescu, de celălalt consilierul județean Dan Vulceanu. Dan Vâlceanu din partea fostului PDL Gorj, Dian Popescu din partea PNL Gorj. Și zi și făcut, nu s-au înțeles de la început, au funcționat paralel, au mers cu jalba amproțat pe la București, ideea fiind că Dian Popescu are o condamnare care nu este definitivă, de 5 luni cu suspendare în cazul Peștișean, caz cunoscut, și că, conform statutului, el ar trebui să fie suspendat din partid. De fapt, ideea care se pune este ca, prin suspendarea lui Ian Popescu, conducerea să revină doar um, reprezentantului PDL, pentru că va rămâne un singur șef de filial. Bineînțeles, deși nu e agrade de foarte mulți dintre liberali, pentru diverse motive, poate unele și întemeiate, Dian Popescu are avantajul să fie sprijinit de, de foarte mulți în, în partid, pentru că, nu-i așa? Va veni guvernul, se, va face, se vor face nominalizări și de aici este, este și sprijinul. Ca să nu mai spun că la nivelul Partidului Național Liberal, după ce la un moment dat s-a crezut sau impresia era că fostul PDL domină peste tot și datorită faptului că e un partid mult mai bine organizat, fostul de unul un partid bine, mai bine organizat, încet, încet, foarte multe filiare au fost prate de foștii liberali și cred că în această cheie poate fi uh, circunscrisă și situația de la goși. Doar că, așa cum le spunea și fostul deputat Danilie Morega și cum le spun și alții în Gorj și celor doi lideri, pentru PNL adversarul dușmanul este PSD-ul. Deci ei ar trebui să se lupte cu dușmanul politic și nu între ei. Nu înțeleg asta și astăzi a apărut o declarație pe care o să o să vă citesc dată pe un post de radio pe Radio Infinit Dan Vâlceanu cu o președinte PNL Gorș spune că preferă să plece din partid decât să rămână într-o formațiune politică în care nu este respectat statutul. Cităm, dacă e necesar, sunt absolut pregătit să, ple să și plec. Dar atâta timp cât stau, vă garantez că regulile și statutul sunt respectate. Dacă nu se poate să stai într-un partid cu reguli mai bine, îți vezi de treabă. Membrii trebuie să știe că sunt apărăți de statut, dar au și obligații conform statutului. Declarația absolut curajoasă a lui Dan Vâlcean are un mare handicap. Și anume, la acest moment, dacă ar veni din să zicem din vocea unor alți lideri, chiar și PNL, chiar și foști pedeliști, ar fi cumva, să zicem, bă, sau de sau Ana, dar în momentul când vine de la un care un lider care teoretic poate fi, poate beneficia de funcție, e o mare problemă, inclusiv la București, unde credeți că să zicem Alina Gorghiu, președinta sau oricare reprezentant al pnl ul ar accepta o asemenea situație? Deci de aceea cred că situația este departe de a se lămuri. Am trecut, am trecut, peste, momentul, peste timpul acordat aceste emisiuni. Pandurii joacă la 8.30 cu cealaltă mare iubire a Olteniei, CS Universitatea Craiova. Să le dorim succes, au început bine, să zicem, sezonul de primăvară, ne întâlnim și mâine seară să mai discutăm despre problemele Gorjului și țării. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!